Dimineața, Iuliana. Bună dimineața, Marius! Facem o pastilă astăzi. O pastilă, domne, dimineața. Începem cu întrebări. Zice, soțul are perioade când se gândește și îmi propune să facem swing. Știi, nu? Ce Da, știu, înseamnă? știu, știu, știu. Da. El a mai experimentat asta în trecut cu o altă soție. Eu nu și nici nu doresc acest lucru. Fiind o oglindă, încerc să-mi dau seama de unde vin acestea. Poate fi o absolutizare, un atașament față de soț sau de plăcerile vieții? Fiind de 5 ani împreună, pentru el este ceva inedit faptul că a fost fidel tot acest timp. Recunoaște că nu i-a fost ușor. Este prima relație când susține că nu a avut și alte relații în paralel. De asemenea, în urma unei discuții am dedus că își dorește să aibă și alte experiențe și folosește această propunere de swing cumva ca să aibă consimțământul meu și să nu fie acuzat sau judecat de faptul că experimentează și altceva. Am primit și propunerea de a face ménage à trois. Noi doi și încă o femeie. Am despicat puțin firul în patru și nu consider că este un atașament față de persoana lui. Nu doresc să accept aceasta dintr-o frică că l-aș putea pierde. Ego-ul se gândește că nu este de ajuns cumva, întristat că nu se poate ridica la nivelul de iubire astfel încât să dorințe, nevoi să nu apară. Pe de altă parte, fiind o absolutizare din trecut, poate fi o încercare a cât de flexibilă este dragostea mea? Interesantă întrebare și extremă. Situația este Da. extremă. Este din absolutizările ei multe pe care le are. Și nici cât de extremă este chestia asta, vine din atât de multe și puternice sunt absolutizările. Și multe. Asta înseamnă că ea trebuie să se concentreze pe scăderea absolutizărilor respective, că altfel nu se schimbă situația de viață. Și Mama e foarte dogmatică. ai fată dogmatică, da. Mama ei. Și mama e. Deci și-a transmis dogmele. Deci ea este dogmatică, foarte dogmatică. Ea zice că nu este, dar îi vin de acolo. Este, vin de Da. acolo. Are Da. variate, merge la biserică, spre exemplu. Ea nu merge la biserică. Deci cum se manifestă dogma la ea, ar fi interesant. Adică ce Ea zice că nu nu poți să practică accepte? ritualuri, nu. Nu E practică foarte ritual. deschisă, nu. Dar, în schimb, îi vin de la mamă. Știe că mama se duce la biserică, se roagă, face tot acum. Păi aia că-i vine de la mamă. Dar are și ea ceva acolo. Da. A absolutizat o relație fericită să fie conform bisericii. Da. Conform în rândul lumii, cum se zice, nu? Da. Și a absolutizat foarte tare și s-a dat un bărbat care îi distruge ordinea. Deci, uite, vezi ce distruge bărbatul. Distruge, cum să zic eu, o căsătorie normală sau nu știu ce absolutizare, Clasică, clasică, da. da. Și pe aia eu face praf. Da. Pentru că ea pune energie acolo, multă, multă energie. Și situația este foarte complicată. Da. Adică relația se poate destrăma. Pentru că și noi femeile avem câteodată, adică niște lucruri simți că chiar dacă te gândești, nu poți să le faci, nu știu cum, dar nu-ți vine să le faci, nu poți, toată ființa ta se împotrivește la anumite lucruri. Deci, pe ce să, cred că e asta interesată, cum să lucreze ca să, chiar dacă nu face lucrul ăla, dar să dizolve programul care. Deci, căsătoria în forma în care este acum nu mai poate Da. să meargă, e terminată. Dacă Da. îi dă libertate totală, ea se va simți vinovată, adică nu se va simți bine deloc, în niciun mod. Adică Da. structura aceasta absolutistă nu îi va da posibilitatea să mai accepte absolut nimic. Ea nu poate să dea libertate. Deci nu funcționează. Căsătoria nu funcționează decât în regulile căsătoriei clasice, cum e în Da. cultura respectivă. Dacă vine cu chestiile astea de libertinaj, nu mai merge.
Da. Deci ea este dărâmată. Ea în sine se va simți trădată, se va simți prost. Când bărbatul se duce la alta, vine acasă când vrea el, nu mai este nicio căsătorie atunci. Da. Deci nu mai poate să funcționeze. Asta trebuie să-i se spună. Că trebuie să gândească că în condițiile acestea nu poate să funcționeze. Se dea libertate totală, nu merge. Pentru că este tema aceasta punctuală la el. Dacă ar fi Da. altă chestie, alte teme, nu ia nicio problemă să-i lase libertate totală. Dar pentru că este tema aceasta, ambiția asta a lui, asta va face, el va încerca să își facă dorințele cu oricum. Da. Da? Și ea va simți oricum, da? Și se va întrista oricum, el va da energie în altă parte și nu mai va da energie acasă. Și atunci se dărâmă totul, se destramă. Deci este o situație imposibilă. Deci, în normal, ar trebui să termine cu acest tip de căsătorie și să-i găsească pe cineva cumva care este corespunzător regulilor în care a trăit, că uite-te ce s-a întâmplat. Că ea dacă nu Păi va și prioriza chestiile acestea. crezi că nu va găsi, să zicem, nu va găsi și al doilea soț să se trezească că îl pune în situația asta? Da. Asta este pericolul, că e vorba de virtuțile la. Ea Da. nu poate să și le scoată din cap că e mama care a construit un întreg univers acolo, tot timpul a Da. pompat la reguli, pune regulile pe primul plan, pune și nu poate să accepte. Regula te distruge, te calcă în picioare. Adică Da. devine. Deci s-a dat din start un bărbat care să o dezamăgească pe regulile respective. Ea trebuie să se uite Da. sincer la ea, dar cu siguranță a absolutizat cu o căsătorie fericită, că bărbatul să fie casnic, să se ocupe doar de familia lui. Asta le-a absolutizat și uite că i-a venit pe dos. Da. În viață îți vine exact lucrurile care te deranjează cel mai tare. Deci, femeia nu primește un bărbat cu care să se simtă bine, ci primește prima dată. Primește un bărbat care să o necăjească maxim. Da. Pe ca să scadă orgoliu. De ce vrea Dumnezeu să scadă orgoliu? Păi dacă scade orgoliu, că ea are 80% energie telurică. Un orgoliu foarte mare înseamnă exigență, înseamnă, uite, din ceea ce ai spus tu, simțeam la ea foarte reguli, pune reguli pe primul plan. Da. Adică foarte exigentă, foarte corectă, foarte perfectă, știi? Și lucrurile astea le distruge. Pentru că nu poate să iubească pe cel care nu e corespunzător acestor reguli sau idealuri sau virtuți. Și în cauza asta nu iubește. Și pentru Dumnezeu iubirea este pe primul plan, pentru că dacă nu iubește, urăște. Adică are agresivitate. Agresivitatea femeii atacă tot universul. Din Da. cauza asta este dată o situație în care se distrugă agresivitatea. Dacă se mai întâmplă, deci să se ducă la reguli. Să vadă regulile. Deci nu se poate. Oriunde, orice alt bărbat va căuta, va veni tot pe regulile. Deci nu e problemă cu bărbatul. Bărbații sunt cum sunt ei, dar îi aduce în calea ei acei bărbați care îi distrug într-un anumit mod regulile respective. Pentru că e cumva parcă pe un prag, una e să zici că pleacă bărbatul la alta și alta e să vrea să, că aceste două metode practic o trag Asta pe este ea. extremă. Asta este Da. extremă pentru că o E face o să. umilință E o maximă, umilință cumva. maximă. Deci, dacă e Da. umilință maximă, înseamnă că are orgoliu maxim pe direcțiile acestea. Are absolutizări foarte puternice. Adică nu iese din perfecțiunea aceea, din regula aceea, nu acceptă nimic. Ea a făcut multe schimbări în ultimul timp și da. Deci ar ajuta-o să ce? Să facă jocul mulțumirii, să-și aducă multe Nu, știi ce ajută? contraargumente Ce sau ajută pe femeie să fie slugă? Să slugă. fie slugă supusă. Uite, toți cei care vin din lumea de dincolo, indiferent de ce au, pot să fie bogați. Deci, tu deocamdată cu Da. cazuistică. Era un doctor care strângea cazuistică de copii care au fost în lumea de dincolo, dar ea ajunseseră adulți și aveau curajul să mărturisească ce s-a întâmplat.
Și spunea că majoritatea din cei care vin din mare dincolo se fac slujitori. Chiar dacă sunt foarte bogați, adică au elicopter, au iaht, dau totul și se duc și se fac slujitori. Asta este, pentru că simt că trebuie sufletul să fie salvat și nu e salvat decât prin umilință. Umilința este cea care îți curăță sufletul. Da. Și ar putea aici să stea aici și să stea să se umilească și să vadă că bărbatul se duce în altă parte, vine când vrea el și ea, dacă ar putea să accepte. Dar acceptarea este merge mână în mână cu slujirea. Deci nivelul de slujire arată nivelul de acceptare. Dacă omul nu poate să se supună, să fie sluga tuturor, să fie slujitorul tuturor, tuturor, nu va putea să accepte. Nu are acceptare. Ea momentan nu lucrează, nu o lasă soțul să lucreze. Nasol. O altă. Da. Deci nu-i dă, nici posibilitatea să se... Alternativă, Nu. da. Să scade orgoliu. Da. Fantastic. Fantastic. Ce blocat. Tot e blocat. De Da. peste tot. Nebuneștem. Deci nu poate să se ducă să lucreze undeva? După Deci cât dacă ar știu putea să lucreze eu, undeva da. sau dacă nu, nu știu, să lucreze în curtea ei, să sape toată ziua, nu știu ce să fac. Nu pot să mă chinui jos. Ca să fie... Să ducă la un ONG, să muncească. Mamă, nu. Da. Da. Da, îmi dau seama. Se simțea. Se simțea extraordinar. Situația e ultima. Da, i s-a și repetat, i se tot repetă această invitație, adică nu a cedat și tot îi vine din față. Da, continuă. De singura șansă ar fi a ei să se ducă să îngrijească de Ca să cineva. vină acceptare. Pentru Da, că da. măsura care scade ea din virtuțile respective, nu mai sunt absolute, Da. el nu mai are ce să scadă și atunci se schimbă el. Da. Că omul, în jurul femeii, toți care sunt acolo sunt corectori. Da. Și lucrează la poruncă de sus. Și părinții, și soțul, și copilul sunt Da, corectori. da. Foarte dramatic. Poziție, situație dramatică. Ea face încercări și să se supună și la copil și zicea că copilul se juca cu ea și o punea să fie cățel și să se plimbe cu bățungură. Zice, m-am lăsat, indiferent ce îmi zicea copilul, zice, făceam. Deci ea încearcă să se lase, să facă cât poate. Că înțelege tot mecanismul, înțelege cum Nu, e e. singura soluție, da. Nu știu. Nu sunt depășit. Deci nu funcționează că dacă el se duce în altă parte, nu mai merge. Că, nu de alta, dar sunt regulile astea care sunt intrate în sângele nostru și mai departe. Da. Și nu merge. Și singura soluție să fie singură și asta e, nu poate să-și atragă niciun bărbat, că va fi la fel cu regulile. Da. Asta Mai este aveam peste noi. de la o altă Uite, știi colegă. ce înseamnă regulile absolutizate, ce nenorocire este. Da. Dar asta vin foarte încimentate de, cred că, de generații. O fi de la mamă, două mai fi și mai Ai văzut încolo. și la doamna aceea ce a afectat a fost Da, da, da. de ieri. Doamne ce, i-a luat din vitalitate, i-a luat din viață, regulile bisericești, i-a luat din tot, praf a făcut-o. Nu mai avea, nu mai, nu știu. Păi de obicei, noi ajungem la biserică când chiar suntem devitalizați. A stors-o, parcă e diavolul care i-a luat din Da. viață. Da. Și biserica, în loc să ne vitalizeze, ne devitalizează și mai tare cu regulile ei și cu tot ce ne pune să facem. Da, foarte apăsată, foarte ușor cade pradă depresiei.
N-are legătură cu Dumnezeu, nu are bucurie de a Da. munci, e înfrântă rău de tot. A fost căsătorită? De 3 ori. Hai de mine, de acolo. Cum a ajuns așa de... Nu știu, a fost înfrântă? Cum a fost înfrântă? Adică dacă a fost căsătorită de 3 ori, înseamnă că a luptat cu bărbația aia. Da. A avut pe Păi, undeva vitalitate. ea a povestit că a avut mamă vitregă și tatăl ei a băut pentru că și-a pierdut soția de Am înțeles tânăr și l-a criticat. și l-a criticat. Și probabil că s-o fi dus pe bărbații care... A avut bărbați la fel. Păi critica Da, ei, ca au să-i venit, scadă critica. da. Deci bețivi sau afemeiați. Da. Pentru că iarăși a pus reguli pe primul plan. Da. Mai regulile astea. Da. E situație foarte dificilă și domnul acesta. Numai, știi ce îi trebuie ei? Să se uite la ea, că mă gândeam chiar ieri. Ești puțin atentă? Da, mă căutam întrebarea, da, te ascultam. Aturile. Să se uite la aturile ei, la Atunci, da. părțile ei pozitive, să și le Da. scrie acolo și să gândească numai la ele. Și de fiecare dată când ne apare ceva, o tendință de a se necăji, de a se îndoi, așa, ia hârtia cu aturile și le citește pe toate. Uite, astea sunt aturile mele, asta forța mea. Da, Asta e da. puterea mea. E viața mea. Dacă poate să și le mai vadă, Marius. Câteodată când ajungi situația asta, nu ți le mai vezi. Cred că ar trebui cineva care să o cunoască bine și să-i le scoată în evidență. Nu, să Să-i știi le... că unul dintre aturi este acesta, munca. Ea în muncă îi se ridică vălul pe față, Da, munca. da, da. Munca e sfântă. Munca te face liber. Nu era la închisori acesta scris acolo în al doilea război mondial, munca te va face liber. Da. Asta este soluția. Și acum nu este la fel, tot cu munca ne va face liber. Nu veți avea nimic, în același timp este munca te va face liber. Muncești fără să strângi. Deci Da. totul este făcut ca să nu mai poți să strângi. Salariul trebuie să-l cheltuiești în 2 luni de zile. Nu? Îți ia proprietatea, îți ia casa, îți ia mașina, deci tot ceea ce înseamnă individualism. Totul, totul, nici măcar hainele. Va trebui să te duci să-ți închiriezi hainele. Obiectele din casă nu să mai fie ale tale. Le închiriezi. Sunt la comun. Aparțin altora. Deci când mai ai sentimentul de eu. Deci se vede că este o lucrare făcută după Vechiul Testament. Da. Și este foarte puternică. Și Crezi de că... ce a ajuns în calul ăsta? Pentru că nu mai. Deci, oamenii au ajuns la un nivel de bogăție, așa de mult, și bogăția este corespunzătoare agresivității interioare. Și Da. natura, Universul, Dumnezeu a zis că nu se mai poate. Trebuie să vă oprim. Atunci când trebuia să vin în viață, aveau discuția aceasta. Deci, eu am Da. venit în viață exact în momentul, împreună cu hotărârile divine, împreună cu ele am venit. Da, și am îngerul de acolo, din cercul ăla înțelepților. Da. Un înger din ăla mare, este așa imens. Că oamenii au cât capul unui om, așa, dar acesta este imens. Păi dați seama, el trebuie să aibă foarte multă, dacă 16.000 de pagini am scris, n-am scris eu, că nu știu ce Da, da, conțin. da. Eu când citesc acolo, am fost pus în situația la Antena 3, că am fost să te bat ce conține cartea, nu știu ce conține cartea. Nu țin minte nimic, nu pot să spun absolut, dar efectiv Ai nimic. zis, stai să o citești și eu, n-ai zis? Nu știu. Și m-am scos povestind cum m-am dus eu la Minhen, știi, și cu liftul m-a dus în jos, dar de fapt m-a dus în sus. Da. S-au inversat legile fizice. Deci cu Da. cât ești mai desprins, cu atât legile fizice se dau peste cap. Și de aia eu am fost speriat, am zis, gata, am murit, pentru că asta este o caracteristică a iadului întâi. Legile încurcate. Dar Da. mereu au fost legi încurcate. Și în armată, că autobuzul a venit de sus, oamenii aia de acolo parcă erau niște mămâi, parcă erau niște. Deci, în autobuz, oamenii se foiesc, nu vorbesc unii cu Da, alții. da. Băi, ăștia se stau așa drepți, așa că mă uitam la ei, nu venea să cred. Parcă erau niște personaje de ceară. Da. Nu se mișca niciunul. Nu vorbeau, nu tușeau, nu Nimeni clipeau, nu nu... zicea nimic, sunt de aliniști. Dar nici nu m-am uitat la ei, că mă speriam de ei. M-am Da, uitat numai la. nici șoferul n-a zis nimic? Șoferul nu s-a uitat la el, n-a zis nimic. El a zâmbit.
Nu era nici șoferul, cine știe ce personaj era un extraterestru acolo, transformat în șofer. Noi, deci nu ne putem închipui lumea în momentul în care e cea mai mare putere posibilă. Ce culme este? Ai toate miracolele la îndemână, nu? Viața ta devine ca în science fiction, știi? Miraculoasă ca în basme și nimeni nu vrea. Dar pentru că condiția asta este să te desprinzi de materie, să nu mai pui preț pe ea, să fii sluga tuturor. Asta este cheia. Cheia, să fii sluga tuturor. Zamul s-a știut și i-a învățat pe dați să fie jumătate de oameni, adică să se înfrâneze. Slugi, erau ca niște slugi. Și erau din cauza asta, erau foarte puternici, aveau puteri foarte mari. Uite-te ce s-a întâmplat cu Mircea Șapte, nu? Când s-a apucat să țină postul acela. Ce putere a venit la el, la cei din grupul respectiv care au ținut postul. Deci noi suntem blocați. Deci averea, bucățiile, comodității, satisfacțiile, siguranță, stabilitatea și salvarea, toate astea sunt blocajul. Este un blocaj uriaș. Credem că asta este viața, așa trebuie să fie viața. Eu am venit aici să mă distrez, nu să mă bucur, eu când mă bucur. Păi nu este asta. Ai venit aici să depășești această lume, să poți să înțelegi că lumea asta nu este importantă, este o primă etapă, faptul cu regulile fizice date peste cap. E o primă etapă, că după aceea te duce la fluviul de gânduri, vezi numai picățele strălucitoare, te duci în trecut, te duci în viitor. Aha, e o minunăție. Deci ni s-a luat, deci biserica este elementul principal care ți-a luat dumnezeirea. Ți-a luat fericirea, hoții de fericire. Biserica, pentru că a pus reguli pe primul plan și norocii ne-au făcut să nu mai putem să iubim oamenii. Auzi tu, vine soarele de iubire care te calcă în picioare, te umilește, te scuipă și te bate, soarele de iubire te bate și tu îl urești. Îl urești pe Dumnezeu care vine sub forma de soare de iubire ca să regleze ceva din tine, că nu pe tine te bate ca ființă divină, îl bate pe ego, pe diavol. Păi fii fericit că îl bate și calcă în picioare. Fii fericit. Da, e o nebunie. Deci ai cea mai mare putere la îndemână, este simplă, nu cere bani, nu cere cunoaștere, nu cere. Ăștia mare, multă cunoaștere. Aiurea, ăștia te îndepărtează de tot. Că e simplu, du-te și la muncă. Muncește pentru ceilalți, să vezi că se ridică vălul, vine înțelegerea, vine înțelepciunea, toate vin. Păi la Zen, la templele Zen, sau cum se numesc templele acelea, Shaolin, păi ăia ucenicii aia sunt puși 11 ani la muncă. El, dacă rezistă, da, majoritatea nu rezistă. Dacă rezistă. Și tema nu este complicată, că noi le dăm învățătură, îi pune la muncile cele mai josnice, să spale WC-urile, să frece podeaua, să doarmă pe o sfoară, în condiții dificile, cât mai dificile, în care ei să li se ia pretențiile, așteptările, dorințele, toate îi le distruge. Și toți, să știi că toți sunt ca la armată, cum era la noi înainte la armată. Toți din jur, toți călugării aceia le fac rău. Sunt centrați în a-i umili. Îi scuipă, îi bate. Știi? Să-i umilească. Ca să le ia tendința de a reacționa, de a se simți nedreptățiți. Că nu-ți mai pasă și nu știi ce să faci, doar te dăruiești, rămâne doar dăruirea, esența, iubirea. Atunci vii înțelepciunea cu înțelepciunea și îi spui, uite, ăla care te-a bătut este chiar soarele de iubire. Și atunci înțelegi că ai trecut prin asta. Tu deja l-ai pe tine, în tine. Îl trăiești. Asta este. Deci nu. Noi ne ratăm existența. Peste 99% se duc în iadul întâi și există suferința acolo. Ei vorbesc în bătaie de joc, în râd, de râdere, dar nu au nicio șansă. Nu contează. Legile acestea fundamentale ale iubirii sunt. Noi nu ne gândim ce înseamnă fundamentale. Că, uite-te, funcționează în corpul nostru, la celule. Deci 80% este sacrificiu de sine. Organele, la fel, aerul se sacrifică continuu pe sine. Nu zice, nu face diferențe. Soarele nu face diferență. Se oferă tot timpul. E bine, uite, tăria acestei oferiri, că se uită. În fiecare dimineață soarele răsare, fiecare dimineață se oferă. Aerul se oferă continuu. Și când dorm și ceva mai departe. Inima bate continuu. Asta este tăria, asta este tăria, asta este Dumnezeu. Oamenii zic, unde e Dumnezeu? Păi asta este tăria lui Dumnezeu. Hotărârea lui fermă de a întreține viața.
Asta este. Da. Nu te poți opune. Dacă nu ești ca așa cum faci, dacă nu faci cum face celula, inima, aerul și soarele, ești mort. Nu mai. Deci este așa de drastic. Noi nu putem închipui. Eu am fost uimit. Iadul întâi este cum este, că dacă vin, reziști, te superi, nu știu ce, urci sau nu urci. Și dacă nu urci, te ia în iadul 2. Acolo nu mai ai, acolo e static, totul nu mai e supus la nimica și toți ăia sunt la unison. Toți sunt din ăștia reactivi. Da? Și ține-l acolo Da. ca într-un fel de închisoare. Ce să facă cu ei? Probabil că într-o clipă odată poate să-i scoată din funcțiune și mai departe. Îi lasă acolo ca să sufere. Nu știu de ce îi lasă, nu știu la ce le folosește, că sunt din aia care sunt irecuperabili. Nu știu, este gândirea lui Dumnezeu. O fi ca o Asta a închisoare făcut. a groazei. Probabil că ei trăiesc o groază Da, non-stop, nu? da, Dacă da. spuneai că și urlă, tu așa spuneai că țipă acolo. Au un țipăt. Da. Păi nu se poate, nu te poți. Sunt, știi, cum țipă bufnița sau. Au un țipă strident. Dar Da, țipă da. continuu. Da. Da, nu e. Asta în logica noastră umană, pentru că, ți-am zis, iadul și se ridică și apare în momentul în care noi trăim despărțiți, adică nu suntem supuși celuilalt, că despărțirea este preocuparea pentru sine. Deci Da. te unești cu Dumnezeu când nu te mai ocupi de tine. E invers. Da. Și atunci ăștia zic, mă duc la biserică, da, dar te ocup de tine după aceea. Te gândești cum să-ți fie ție mai bine și să câștigi mai mulți bani, să te distrezi. Păi aia este problema. Nimeni, dar nimeni, eu n-am văzut pe cineva de la biserică să se restrângă, să renunțe la ceea ce are, să fie cât mai mic, cât mai mic, cât mai mic. Atât cât are nevoie. N-am văzut asta. Dar atunci s-ar îndrepta pe Dumnezeu și se ridică și volul. Deci nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Oamenii au mers pe calea aceasta pentru că este o cale exact. Noul Testament i-a salvat. Noul Testament a dat libertate la abundență, la bunăstare, Da. I-a la salvat avere. între ghilimele, i-a salvat. Păi, Da. da, și îi distruge, într-adevăr. Asta e distrugerea care vine din Noul Testament. Noul Testament e satanizare. Pentru că este centrat, dacă observa tu. Dacă, deci în procent e 2%. Dacă sunt 100 de versete care sunt de ură, două Da. versete sunt, dar sunt călcate în picioare, nici nu le vezi. Sunt normale. Și ai Da, văzut ce așa e. contradiție, că nu înțelegi. Măi, zici acum că noi suntem proprietatea lui și deodată vorbește despre vrăjmași. Păi nu mai suntem Da. proprietatea lui? Păi zici că el mișcă totul. Aerul, apa, ploile, fulgerele și tunetele, tot, nu există ceva care să nu fie mișcat de el, că ai zis tu acolo. Și a fost o pagină jumate de lucruri minunate. Ai zis tu. Și următoarea zice, se scot dinții la soarele de iubire. Mi se pare ceva fantastic. Deci asta înseamnă că scopul lor a fost întotdeauna de a împărți oamenii, de a diviza. Da. Asta a fost principiul. A fost mecanismul prin care au fost supuși oamenii. Au fost supuși, noi ne batem între noi, divide timpera, și noi nu ne uităm de unde vine cauza, nu ne îngrijim, deci nu ne gândim. Cauza vine de sus, că e cineva. Și stăpânii cine sunt? E preotul satului, e medicul, e avocatul, e Da. psihologul, e politicianul pe care tu îl alegi, e stăpân. E în sistemul acesta. Tu nu vezi că l-ai vinovat. Tu nu vezi că preotul e vinovat. Nu te duci la preot și zici că e Dumnezeu pe pământ. Tu nu vezi că e vinovat că te-a împărțit și te-a nenorocit. De aia Acolo ziceam, pun de ce scăpare. m-ai împărțit? De ce nu m-ai lăsat așa? Că eram. Deci omul așa cum este, este perfect, că este, vine de la divin. Dar dacă vii și zici că ceva nu e în regulă, l-ai scos din perfecțiunea lui. Cum să nu fie în regulă? Da. I-ai furat perfecțiunea. Și ei zis, sunt hoți, dai seama. Au zis, tu nu ești, vine unul la tine, zice, tu nu ești în regulă. Tu nu ești cum trebuie. Uite, așa ar trebui să fii, să te porți, să fii bun, blând, îngăduitor, deci ce pe. Păi când a zis chestia asta, ți l-a luat. Ți-a luat bunătatea, ți-a luat. El s-a ridicat pe sine, pe tine te-a Da. coborât și te-a făcut sclav, te deține. Deci este proprietatea lui.
Întotdeauna ești proprietar. Deci este o proprietate simbolică. Te duci acasă, îți vezi de viața ta, dar tu ești proprietatea celui care a zis că nu ești în regulă. Ți-a băgat programul ăla în cap și tu o viață întreagă, oriunde te vei duce, te vei crede că este ceva mai presus decât altceva și vei dovedi asta tot timpul, că îți vei căuta o haină mai frumoasă, o mașină mai frumoasă, să ai mai mulți bani, o casă mai mare, deci te deține ăla. Ăla ești proprietatea preotului. Deci aș putea să spun că sunt mai puternici decât politicienii, decât iluminații. Sunt mai puternici decât iluminații, preoții, pentru că sunt cei care împart. Și imediat cum te-a împărțit, te deține. Ești proprietatea lui, proprietatea lui psihică, în psihic. Adică te-a înveninat, oriunde te-ai duce, ești legat de el. Da? Și ei... Asta înseamnă satanizare, astea sunt ritualuri satanice. El, unde te duce, tu îi vei da energie. Atâta timp cât vei absolutiza reguli, nu știu ce, tu îi vei da energie ăluia care poate nu ție direct, poate prin mamă. Mama a fost dogmatică, i-a dat și tu prin mamă, de fapt, îi dai energie preotului. Deci e o modalitate de a-ți lua energia. E satanizarea asta. Cum să spui tu soarele de iubire că nu e în ordine? Deci principalul lucru care a fost distrus În Noul Testament, din Vechiul Testament, a fost distrus în Vechiul Testament, a fost Dumnezeu peste tot. Asta este distrugător. Că trebuie să explici de ce este peste tot, în fel și fel de, până când devine evident că este peste tot. Dar el niciodată, îi zicea așa, Dumnezeu este în toate elementele naturii, dar nu spunea că Dumnezeu este și vrăjmașul din față. Omul care te umilește, calcă picioare, trădătorul, mincinosul, bețivul. Deci toate formele care îți vin din față sunt el. Ei zic că este tunetul, fulgerul, ploaia. Da, înțeleg. Dar cei din față nu sunt tot el. Că uite-te și tu, că ne ține în margini. Ne ține în margini, nu ne dizolvăm. Că dacă Dumnezeu zice, nu, hop, te-ai dizolvat. Deci te ține la un loc, într-o margine. Și datorăm totul lui. Deci nu există ceva. Păi dacă nu există ceva care să nu fie el, eu de ce mă lupt cu cel din fața mea? Că este parte din mine. E parte din mine, sunt el. Noi suntem el. Fiecare din noi suntem el. Deci el cu el, indiferent ce haine, și-a luat o haină pe el, știi? S-a îmbrăcat totuși în loc de una neagră și-a luat una roșie. Sau albă. Este el care și-a luat o altă haină. Ce treabă am eu cu haina pe care o luat? El joacă un rol. Ce treabă am eu cu... Pe scenă intră, este Dumnezeu care vine pe scenă și se îmbracă ca, am zis, ca un pescar, ca un trădător, ca un mincinos, ca un bețiv. Dumnezeu care ia diferite haine. E același Dumnezeu acolo. E același actor. Am văzut, sunt piese cu un singur actor care se duce, se îmbracă, nu știu ce, și joacă diferite roluri. Ala e Dumnezeu. Nu? Și ce am treabă cu el? Deci ne-a luat fericirea și ne dețin. Noi ce zicem că cu bombe, cu iluminati, nici asta nu contează. Puterea cea mai mare este în cel care împarte. Te-a împărțit în bine și rău, te deține. Tu oriunde te duce în viața asta, cât vei trăi în viața asta, îi vei da energie la ăla care te deține atâta timp cât absolutizezi virtuți. Poate tu nu ai făcut asta, dar mama a făcut lucrul ăsta. Mama... Prin mamă tu dai energie la preotul respectiv care a nebunit-o de cap. Asta este puterea lumii. Adevărata putere este deținută de cel care te împarte. Și vin și politicienii și ăștia așa mai micuți și zic, hai să luăm și noi putere, știi? De la oameni. Și te împart și ei, știi? Resturile de împărțire, dar împărțirea fundamentală a fost făcută prin biserică. Satanizarea omului. Ți-a luat vitalitatea, ți-a luat îndumnezeirea. Noi nu știm că suntem ființe. Dacă zici cuiva că ești o ființă divină, îți zice, fugi de aici, ai nebunite, știi, într-o sectă. Da, așa este. Mare, mare rău. Nu cred că oamenii se luminează, foarte puțin așa. Știi când cei, așa cum ai văzut și tu cu doamna de ieri, cei care trec în drame din asta maximă, când nu mai au speranțe. Da. Când Nu se mai ai năruie speranțe. totul, totul se Se năruie năruie și... totul, mai pe ce să te bazezi, atunci te duce Dumnezeu de mână și te aduce aici. Sau ai tangență cu această înțelegere, cumva. Sau sunt oameni care au fost aici, s-au auzit ceva și pe fundal
Îi merg mai departe și îi ajută pe alții, fără să știe. Da, exact. Da, este o mare lucrare să știi școala iubirii. Nu e nevoie să lupți cu nimeni, nu e nevoie să faci revoluții, nu absolut nimic, să te schimbi tu pe tine. E cea mai mare lucrare, adică să te desprinzi de materie, să nu mai consider că este importantă și să te ferici de împărțirea aia nenorocită în bine și rău. Că tot timpul avem tendința asta. Să zicem mereu și aici, Dumnezeu și aici, mai ales în lucrurile care nu ne convin și zicem că sunt rele, care ne vin din față, să zicem și aici, e divinul și aici. Și să stăm să aducem argumente de ce e divinul acolo. De ce e bine ce se întâmplă. De aia am zis, Doamne, bun, pare din punctul nostru de vedere că împărțim, nu, în bine și rău, pare faptul că băiatul se drogează, este un lucru rău. Dar hai să înțelegem dacă i s-a întâmplat chestia asta, ce beneficii are ea că băiatul se sacrifică pentru ea? Da. Deci, de ce se sacrifică pentru ea? Ce absolutizări are ea acolo? De a fost nevoie, dar atâta dramă, un om să-și sacrifice 15 ani, să-și sacrifice viața. Sunt multe lucruri pe care nu le-a spus. Dacă tu ai zis că sunt trei bărbați acolo, au fost trei bărbați, păi îți dai seama acolo au El le-a fost. mai spus, mai sunt două binarii și probabil că a crezut că în binarii n-a atins subiectul cu fiul. Și probabil că a zis că celelalte sunt știute. Păi pe mine m-a luat ca și când aș fi știut. Da, na. N-am știut. Cred că Și n-a realizat că tu nu ai conta avut foarte acțiune mult, de pentru că zi. la bărbați trebuie să lupte cu ei și trebuia să Da. se impună și radicală și mai departe. De sunt acolo absolutizări zdravene, puternice. Că de unde Da. știi că sunt puternice? Păi cât de zdravene este boala băiatului, atât de zdravene au fost absolutizările ei. Da, ea a realizat. Ea, când a făcut binarul cu ea și cu Mariana, a realizat că a văzut mecanismul de unde îi se trage și de ce acum băiatul este în situația respectivă. El se sacrifică ca să-i distrugă ceva absolutizări. Iar trebuie să pune pe hârtie care sunt absolutizările pe care Da. le face și să le scadă cumva. Hai să zice că nu-ți dai seama și nu poți să le scazi absolutizările, că sunt și bunul din ăsta simbolice, care vin de la biserică. Atunci este slujirea, singura la îndemână. Dar slujire în Da. stilul în care a lucrat Gabriela de la Iași. Deci Gabriela de la Iași, în timpul liber în policlinică, se apuca să spele WC-urile la toată policlinica, ștergea pe jos, făcea curățenie, vopsea pereții și săpa pământul și uda florile. Deci jertfa asta a ei, i-a scăzut ego-ul și ce a venit o ofertă la un spital privat, Da. condiții foarte bune, de infirmieră. S-a dus. Deci încă are absolutizări acolo, că i-a dat poziție de infirmieră. Ea se dăruiește la toți, a zis că îi place să îi servească pe toți. Și făcând asta fără să se gândească că este umilitor, da? Va veni momentul în care îi se va oferi ocazia să fie asistentă. Deci mereu va urca. Dar poate nu-și mai dori, nu-și va Păi a mai zis dori că să. nu mai dorește, nu mai Da. interesează. Dar a zis o să vezi că ți se va oferi ocazia aceasta. Și vei fi îndemnată sau ți se va impune lucrul Da, ăsta pentru da. că oamenii te vor aprecia încolo. Deci această dăruire de sine, care, problema asta e ego-ul ăsta, orgoliul ăsta, nebunia asta, care înseamnă reguli, virtuți, idealul pus pe primul plan, morală. Asta este. Asta dacă l-ai scăzut, deci nu e problemă cu oamenii. Oamenii sunt funcție de ce absolutizări ai tu, să-ți distrugă absolutizările. Da. Că întotdeauna întâlnesc cu oamenii răi. Nu întâlnești, dar absolutizările tale sunt groaznice, sunt foarte mari. Și oamenii trebuie să se comporte așa, să fie răi ca să ți le scadă. Tu dacă nu aveai absolutizările acelea, oamenii nu erau așa. Mai mult, ei pus în situații critice. Ei pus Da. să joace roluri din acestea și ei dus în infern. Ei sacrifică viața pentru noi, toți oamenii care vin în fața noastră. Da. Nu sunt ei de vină cu nimic. O nebunie. Hai altă întrebare. Numai un pic să găsesc da, altă colegă ne-a să zice, dacă ești cu spatele la viață, cum ai entuziasm? Din ce vine entuziasmul? Câteodată nu mai am pentru că mereu sunt contra la ceea ce aș vrea eu. Păi, entuziasmul vine, depinde de eticheta pe care o pui. Nu mai pui etichetă la eu, că
El cel care are entuziasm și pui etichetă, când pierd zeul, acela este Da. entuziasmul. Deci schimbi eticheta, da. Atât. Da. Pentru că tu nu ești un eu. Nu ești un eu. Tu ești cel care se sacrifică pe sine. Uite-te, gândește-te. Inima bate o viață întreagă. Se sacrifică pe sine. Nu este entuziastă? Da. Da? Aerul se sacrifică pe sine. Se oferă pe sine. Nu este entuziast. Soarele nu este entuziast. Da? Tot ceea ce este natură. Celulele nu sunt entuziaste. Nici o celulă nu-și permite să facă totul pentru ea. Da. Celula nu zice, ea e entuziastă. Adică ea 80% din energie o dăruiește și asta înseamnă entuziasm pe ea, pentru ea. Schimbă doar eticheta. Da. Atât trebuie să facă. Și să înțeleagă că întotdeauna când te jerfești pe tine, tu devii o ființă comună. Tu nu ești un eu. Și nu te poți cunoaște pe Dumnezeu, nu poți să fii fericit. Fericirea pornește numai în momentul în care te dăruiești celorlalți. Și îi pui pe primul plan. Asta este cea mai mare fericire. Pentru inimă, care e cea mai mare fericire? Să slujească, nu? Pentru Da. celulă la fel. Pentru soare. Soarele, cea mai mare fericire pentru soare este să se dăruiască. Și atunci puterea lui crește și el trăiește în infinit. Noi murim și el trăiește mai departe. El strălucește milioane, miliarde de ani. Deci, asta este secretul. Să te dăruiești și atunci puterea ta crește, lungimea vieții tale crește, fericirea și entuziasmul crește din dăruire. Dar depinde cum definești. Dacă atât cât rămâi cu definițiile că binele tău, nu, trebuie să auzi, să ajungi să uiți de tine. Când ai uitat Da. total de tine, rămâne numai Dumnezeu. Să mai am aici. Ia să vedem. Zice, îl rog pe domnul Marius să ne ajute să înțelegem ce înseamnă pedos, să facem invers. Atunci când copilul tău te urăște, cum creezi inversul? Pedos, în primul rând, înseamnă să te opui binelui propriu, adică să nu-ți cauți bine niciodată, plăcerea și ușor. Da. Asta în definiție. Și atunci când faci lucrul acesta, copilul tău nu te mai urăște. Te urăște pentru că pui binele tău pe primul plan și trebuie să te urească, să-ți distrugă ego-ul acesta, care se protejează, se apără și se luptă pentru el. Deci trebuie să nu ai apărare. Adică să te comporți ca o ființă comună. Gândește, dacă ești o ființă comună, nimeni nu mai poate să-ți facă nimic pentru că nu mai ai eu. Deci copilul nu te Da. mai poate urâ. Te urăște atâta timp cât ai un eu care se protejează și își caută binele. Plăcerile, satisfacțiile, comoditățile, stabilitatea, siguranța. Vezi câte multe sunt, savoare. Da. Și lucrurile sunt foarte variate, că trebuie să închizi robinetele la toate crăpăturile astea pe unde se pierde energie vitală. Adică se pierde prin mâncare, trebuie să-ți frânezi, nu? Da. Înjumătățești, prima etapă e înjumătățirea, după aceea poți să înfrânezi. Se pierde prin comodități, îți refuzi, se pierde prin belșug, adică mereu simți nevoia să Da. iei haine noi, să lucruri cât mai multe, le oprești pe toate lucrurile astea și le dai, faci operația inversă. Problema este să scapi de eu, că dacă n-ai eu, copilul nu mai poate să te urască, că nu are ce să urască la tine. Da, Fără da. ego, dispare supărarea, furia, mânia și toți oamenii intră în armonie. Pe de altă parte, ești dator să faci lucrul acesta, pentru că îi arunci în iad pe toți. În momentul în care Da. omul se pune pe sine pe primul plan, îi distruge pe ceilalți, pentru că și ceilalți vor face același lucru. Deci, în oglindă, Da. îi distruge pe toți. Deci noi suntem responsabili pentru toți. Deci dacă vrem ca toată lumea, copiii, nepoții, soț, soția, toată lumea să fie cum trebuie, fii tu cum trebuie, fii tu cum trebuie, scadeți ego-ul și ego-ul se scade, așa cum am zis, fii robul tuturor făcând voia celor nu a ta, dând dreptate întotdeauna, fiind de acord cu toți, toate lucrurile acestea înseamnă scădere de eu. Adică Da. să nu te aperi, să nu faci totul pentru tine, să te opui binelui propriu. Când te-ai opus, îți pierzi eu și apare fericirea. Bucuria de a dărui, bucuria de a fi cu a face tot binele celorlalți și de a-i face fericiți. Ai o bucurie foarte mare. Cea mai mare bucurie care poate să fie atinsă pe pământ. Spre exemplu, soarele este extrem de bucuros, se sacrifică pe sine, dar este cea mai mare fericire pentru el. El e tot timpul fericit. Inima, inima noastră bate continuu. Și e tot timpul fericită. Este cea mai mare bucurie. Ea nu se gândește, hai să fac eu ceva pentru mine. Păi, ce ar însemna să zică cum zice doamna? Eu când mă mai bucur. Zic, gata, acum Da. iau o pauză.
Sau să fac așa cu tristețe. Oh, bat iar. Oh, așa. Nu, Ai poate meu. că aia se numește Da. tahicardie sau chestii în ăsta. Da, Deci, da. într-adevăr, se întristează inima. Deci, când apare tahicardia, hopuri de chestiile acestea, inima este Da, întristată atunci și da. vine Da, tot de da, la minte. Deci, concepția noastră, noi dirijăm totul prin concepția de viață. Concepția de viață trebuie să corespundă legii iubirii puse în corpul nostru. Cum funcționează corpul? Așa trebuie. E invers. Deci, iei legea iubirii din corp și o duci în o clipă. da. Da. Deci asta este. Noi, singura problemă, nu avem probleme cu problemele vieții. Ele sunt scoase în cinci. Noi avem probleme cu ego. Ele vin prin oameni și mai departe, încercări de toate felul, situații dificile, vin să ne distrugă absolutizarea. Problema e la noi. Absolutizarea respectivă înseamnă ego. Regula pusă pe un plan înseamnă ego, înseamnă diabolizare. E un diavol acolo. Da. Diavolul asta face. Diavolul își caută întotdeauna binele. Sufletul nu-și caută niciodată binele. Atâta timp cât omul își va căuta bine și te uiți la acțiunea ta de zi cu zi, îți cauți un bine, imediat devii diavol. Da. Instantaneu. Trebuie să nu-ți cauți bine tot timpul, în orice acțiune, cât de minoră este, cât de nesemnificativă este, tu trebuie să nu-ți cauți binele. Mereu să cauți bine celuilalt, să dai ce este mai bun, primul gest să fie pentru celălalt, pentru tine, așa se măsoară. Da. Asta arată că viața și materia nu este pe primul plan pentru tine. Deci când primul gest este pentru celălalt, materia nu mai este importantă pentru tine. Asta trebuie să faci tot timpul, semn, ce semn dai? Dar dacă omul zice ia totul pentru el, gata, a căzut. Da. Înseamnă, ce înseamnă diavolul? Eu pe primul plan, binele, binele. Deci când se preocupă numai de sine, binele meu. Că Doamna a pus o întrebare care însemna diabolizare. Era, îi părea rău că îi pierde diavolul. Da. Că întotdeauna noi când ne plângem, noi plângem pe diavol. Noi când avem grijă de noi, avem grijă de diavol, nu de noi. Că noi nu suntem, noi suntem ăla care nu vrea nimic pentru sine. Da. Nu vrea, nu se protejează, nu se apără, nu-l interesează, nu-l interesează. Suntem o ființă divină. Nu avem treabă cu acumularea. Și ea din iadul 2, toți aveau același numitor comun. Se ocupa cu adunatul. Adunatul ăsta este nebunia pe lume. Dar e diavol. Asta e diavol. Binele meu pe primul plan. Adevărul, dreptatea mea. Omul se face Dumnezeul său, adică se centrează pe sine. Stima de sine. Pe stima de sine înseamnă diabolizare. Ce n-ai minte? Nu poți să Da. gândești, nu. Dar nu pot oamenii să gândească că ei au anumite concepte luate și lucrează cu conceptele acelea și ajung la concluziile create de ei. Că ei atât au făcut, au înlocuit conceptele. Deci cea mai mare lucrare pe care au făcut-o stăpâni la lume a fost lucrarea conceptuală. Noi trăim într-un lagăr conceptual. Nici nu ne închipuim că exista o altă lume plină de iubire. Noi nu putem să credem că omul din fața noastră este soarele de iubire. Nu ne trece prin cap. Nu avem habar. Da, nici nu putem să ajungem. Că zice eu, de ce nu văd lucrul ăsta? Păi n-am cum să vezi că trebuie să fii sluga tuturor. Da. Ei, deci n-ai, este tăiat. Ți-ai tăiat craca singur. Ai tăiat legătura cu Dumnezeu. Și în foarte multe moduri se taie. Se taie prin orice acțiune de preocupare intensă pentru binele individual, ți-ai tăiat. Da. Că tu acționezi pentru diavol. Deci binele propriu înseamnă închinare la diavol. Înseamnă efectiv închinarea de înseamnă satanism. Binele propriu și noi zicem aia sunt sataniști. Păi aia sunt atât de sataniști cât suntem noi de sataniști. Dacă noi ne preocupăm numai de noi, asta nu înseamnă satanism, de noi care? De diavol. Că zic foarte bine, diavolul își face cumpărăturile de la Praga. Asta înseamnă că tu când îți faci cumpărăturile, când vrei ceva mai mult bine pentru tine, de fapt îl slujești pe diavol. Îți spune în bătaia de joc că nu citești Biblia ca lumea și nu înțelegi nimica. Și când te duci la biserică, nu spune lucrurile acestea, că ar trebui să tot timpul să fie concentrat pe Vechiul Testament, pe primele două porunci, toate ziurile, numai primele două porunci. Altceva Da. nu se poate. Și exemple. Și le duci în diferite situații de viață, cele două porunci, și vezi cum funcționează. Ele omoară. Omoară în fundal. Nu contează, nu le iei în seamă. Crezi că nu există nicio problemă, ele tot sunt acolo. Că vine conceptul, vine acest sistem universal al iubirii, colosal, care ține totul la oaltă, pe care noi îi zicem Dumnezeu, vine imediat în momentul în care te vede că te-ai
Ai stricat balanța. Ai absolutizat bine. Că noi așa creăm suferința în lume. Da, Absolutizăm da, bine. da. Ăsta, cum se numește, Noul Testament, ce a făcut? A absolutizat un bine. Tot timpul alegeam un bine. Da? Alegeam bine, le puneam pe primul plan. Deci, Da. asta v-am să zic, că diavolii uneori vorbesc lucruri frumoase, dar vorbesc cu efecte. Deci se referă Da. numai la efecte, nu se referă niciodată, nu se găsește un diavol care să vorbească despre Da, cauze. Pentru că exact. ar Sună însemna să primim. frumos, îți Deci, vorbește, sună bine. sună bine, da. Da. Gânduri frumoase, nu știu cum zic ce diavol, nu să ai gânduri frumoase, să. Da. Da, dar vorbește în efecte. Nu se spună că tu te-ai apucat și ai făcut avere și aia e problema. Că Da. nu. Deci, ego-ul este câtă avere ai. Așa de mare e ego-ul. Cât de mare ți-e casa, atât de mare e ego-ul. Da. Da? Cât de mare e mașina, cât de mare este averea, alea sunt pretențiile, alea sunt răutatea, lipsa, cruzimea, omul acela este inuman. Este, vezi colegul nostru, îl vezi prietenul nostru și mai departe, nu un om pe care îl cunoști, dar Da. centru pus efectiv pe bunăstare îl face neom, nu mai este om, e o ființă întunecată. Dar este soarele de iubire care ia rolul de ființă întunecată. Și ce dacă? E treaba lui. Da, și ce dacă? Ce-i treaba noastră? Da. Da. Consecințele sunt pe el. Înțelegi? Consecințele vin pe nivelul lui de preocupare prea intensă pentru binele propriu. Acolo vin loviturile. Și Da. asta este. Trebuie să știm că este totul drept în lume, Dumnezeu corectează întotdeauna, lovește diavolul, numai cu asta se ocupă și nu ai niciun fel de șansă, nu se lasă, pentru că trebuie să te ducă în neutralitate. Da. Îți ia tot ceea ce pui tu pe primul plan, le pierzi pe toate, dar e bine că le pierzi, să înțelegi că întotdeauna când necazurile care îți vin din față sunt binecuvântări. Sunt binecuvântări mari. Avem o gândire total pe dos, inversă. Nu e nimic normal. Căutăm binele nostru și nu binele nostru trebuie să căutăm. Trebuie să căutăm binele celălalt, că suntem o ființă comună. Nu știm ce să Da. facem ca să fim fericiți, dar nu e nevoie de fericirea noastră, că noi suntem o ființă comună. Noi suntem cum sunt organele în organism. Nu? Suntem și încă ne extindem la nivelul Universului, fiecare din noi, nu? Împreună cu aerul. Deci aerul este un organ al meu. Soarele e o parte din mine, nu? Apa, plantele, tot sunt pământul. Cerul, totul este parte din mine. Sunt alte elemente ale mele. Că dacă ele n-ar exista, eu n-aș exista. Deci fără aer tu nu existi, fără soare nu existi, fără apă nu existi, fără pământ nu existi. Deci ești făcut din toate elementele acestea și toate fac parte din tine. Sunt corpul tău. Păi dacă fac parte din corpul tău și oamenii din fața ta fac parte din corpul tău, sunt părți ale tale, păi cum să tu lupți? E ca și când ficatul a luptat cu inima. Păi se poate? De ce să lupte? Construiește rachete nucleare, dai seama. Împotriva ficatul s-a apucat să construiască rachete nucleare împotriva inimii. Nu e o nebunie. Sau să-l omoare pe acela, sau iluminatii. Hai să lăsăm pe ăștia să. Nu-i punem la zi, dar le spune niște minciuni și se aruncă singur în prăpastie. Și asta se întâmplă. Da. Da? Deci tot. Vii pe un organism care este divin perfect în sine, știi, și zici că nu este bine. E același principiu de la biserică. Nu e bine, ești bolnav. Uite că ai lipsă de vitamine, ai lipsă de nu știu ce. Uite că ai boala aceasta. Și trebuie să te vindecăm. Ai microbii ăștia care sunt tot timpul în tine și trebuie să te vindecăm, să dăm ceva care să te vindece. Pe ce să vinde la soare de obiecare? Problema este. Deci boala vine ca să distrugă atașamentul de bunăstare. Pe ăla trebuie să scoți ca să dispară boala. Deci nimic nu se, niciun medicament, nimic nu se referă la cauză. Cauza este preocuparea intensă pentru bine individual. De acolo se pierde energie subtilă. Prin Da. bine, printr-o mașină frumoasă, printr-o casă, prin mâncare gustoasă, de acolo se pierde energie. Dar sunt sigur că oamenii nu știu lucrul ăsta pentru că este prea complex și ei fixează bunăstarea, o fac fixă și o pun pe primul plan. Și ăla înseamnă ego, înseamnă diabolizare. Da.
Deci, atâta timp cât ei ne-au făcut să punem Matei pe primul plan, au diabolizat. Din cauza asta, în Vechiul Testament este retezat total preocuparea pentru tine. În primele două porunci este blocat complet. Nu te poți preocupa pentru tine. Să mă iubești din toată inima ta înseamnă să înțelegi că peste tot sunt eu și având grijă de tot ceea ce te înconjoară, atunci vei fi și tu, vei fi cu tine. Da, Și îți da. va fi bine. Dar dacă nu ai grijă de tot ceea ce te înconjoară, mă voi ridica împotriva ta. Deci sunt niște consecințe acolo. Nici noi n-am stat să... Că trebuia să stai acolo primele două porunci și să vorbim 4 ore despre ele. Da. Că sunt consecințe și pe plus și pe negativ. Adică dacă nu respecti asta, vin împotriva ta, că nu e de acolo. Că, bun, te preocupă, te faci idol, adun bogăție, dar ți le va lua, te vei distruge, spiri și viața. Deci nu vine să cred. Nu, oamenii nu-și vor da seama. Înțeleg acum, să știi și teoretic, nu e suficient de înțelegea teoretică, este nevoie să practici slujirea ca să se ridice vălul ăla. Că dacă nu ești supus tuturor, n-ai cum să se ridice. Este Da. imposibil. Oamenii au prea mult timp liber, foarte mult timp liber care și-l dedică lor. Păi numai pentru ei, când ar trebui numai pentru celălalt. Da. Și acum va crește timpul liber, că dacă îți dă venitul minim garantat, să stai acasă, le dă metavers să stea pe calculator toată ziua, ca și omoară. Bună starea te omoară. Tot ce pune noi pe primul plan, comoditate, stabilitate, îți ia viața. Să vă arăt. Se vede lucrul ăsta. Omul zice că a fuma este plăcut, îl omoară. Zice că a bea este plăcut, îl omoară. Zice că a mânca este plăcut, îl omoară. Orice. Da. Sexul pe primul plan, poc, îl omoară. Deci orice pui tu pe primul plan de aici, îți ia viața. Deci sunt de bun simț. Trebuie să nu se supără dogmatici pe noi. Sunt aceste porunci de bun simț, sunt corecte, salvează viața. Dacă noi nu vrem să ne dăm seama de lucrul ăsta, ce problemă? Mergem și suferim. Avem, numai că Da. te duce, dacă îți zice de câteva ori și tu nu respecti, se duce în blestem. Intră, zice că văd că m-ați părăsit și atunci, uite, vă blestem, vă dau niște încercări în care nu puteți să faci față și nu vă dau voie să vă apărați. Ălea sunt groaznice. Și ălea sunt cele care se desfășoară acum. Noi suntem într-o formă de blestem, noua ordine mondială este blestem de tipul acesta. Deci nu-ți dau voie să te aperi. Nu-ți dau voie. Va fi acceptat. Uite, deja în țara asta din răsărit, aia mare, intră Da. CBDC-ul. CBDC-ul digital. În cealaltă de desubt, tot așa mare, tot așa, intră CBDC-ul. Deci resetarea asta merge mai departe. E totul. N-are niciun sens. Adică este făcut cu acordul marilor puteri. Da? Nu Da. înțeleg Europa de ce se lasă așa călcat în picioare, dar nu are ce face, probabil. Și au pus oamenii sus acolo în frunte și ăia blochează totul. Majoritatea populației e preocupată de bunăstare și nici nu citește, nici nu știe pe ce lume este. Și asta merge mai departe. Glorios. Hai să vedem altă întrebare. Da. Asta e o să citesc întrebarea, dar cred că nu mai e ce să completez. Că ce vreau să-l întrebați pe domnul Marius, ce să facă un părinte când copilul lui are anumite vicii, băutură, jocuri de noroc și multe altele? Asta Exact, deja. absolutizările părintelui Da. și mai ales al mamei și mai ales și vine de la bunică și vine de la străbunică și pe latura maternă vin nebunile astea. Are energie de susținere, are 80%. Deci când femeia are un absolutizare, o susține cu 80%. Da. Bărbatul nu absolutizează, el n-are decât 20%, el nu poate să susțină absolutizările. Nu poate, că n-are cu ce, n-are forță. Dar femeia are. De aia ăștia cu iluminatii au venit prin femeie. Au zis, măi, bărbații ăștia au înclinație spre cer și transformă pământul ăsta în rai. Hai să-i deturnăm, noi să se ocupe de materie. Și prin femeie a fost îndemnat și dirijat spre materie. Și bărbatul, exact ca în Biblie, ascultat de femeie. Da. Care femeia a ascultat de șarpe.
Femeia întotdeauna ascultă de șapte. Ea este foarte variabilă, se poate întoarce împotriva ta oricând. Așa, nu te poți. Nu ai niciun fel de siguranță pentru că ea se bazează pe ceea ce simte, pe emoțiile ei de moment. Și dacă emoțiile ei de moment îi spun altceva, te-a terminat. Adică el nu are ea nu poate să aibă constanța unui bărbat. Știi? Adică să se sacrifice. Mă gândesc la bărbații care sunt cum trebuie, da? Nu mă Da. gândesc la prădători care sunt majoritatea. Deci, nu are constanța unui bărbat, astfel încât ea, dacă un bărbat vine și simte, o abordează în așa mod încât îi ridică emoțiile, da? Și ea se simte bine, ea își va lăsa bărbatul Da. pentru acela. Deci, bărbații niciodată n-au niciun fel de siguranță în viața lor. Să știe fiecare bărbat, nu o să aibă nicio siguranță. Femeia îl poate trăda oricând, dacă întâlnește pe cineva care o vrăjește, o păcălește, o nu știu ce. De-aia, femeia, dacă vorbește cu alt bărbat, va putea să cadă oricând. De-aia sunt restricțiile acestea, prin tradiții și prin religie. Femeia nu are voie să vorbească cu bărbați străini, nu are voie să-i privească, nu are voie să asculte poveștile lor, să, deci să petreacă timp cu un bărbat străin, pentru că ea este dispusă oricând să cadă. De E ce? slabă. E slabă. Pentru că are în spate viața și viața va să-și multiplice șanse, va să facă mai mulți copii, nu interesează regulile tale. Da, da, da. Înțelegi? În cauza asta. Și noi trebuie să înțelegem, și bărbatul și femeia trebuie să înțeleagă aceste reguli, aceste limite ale fiecăruia din noi. Și bărbatul nu poate, el nu poate decât să se apere de sistemul acesta. Nu poate să facă absolut nimic. Nu poate să o țină pe femeie lângă el. Poate să facă orice, nu poate să o țină. Iar dacă va întâlni un alt bărbat care o vrăjește și ea îl ascultă, gata, a și pornit destrămarea familiei. Oricând. Peste 80% dintre destrămările de familie, dintre divorțuri, sunt din hotărârea femeii. Cred că 90%. Da. Deci femeia este cea care inițiază divorțul. Din cauza asta, pentru că e viața din spate care îi zice, uite, mai bine aici. Ce se întâmplă? Cei 80% o determină să se uite la detalii, că are nevoie de informații multe să prelucreze. Da, Și da. ea ceva absolutizează și zice, nu e bun, parcă altceva e mai bun. Îl lasă pe ăla, ia un alt. Deci așa face și în viață. Deci a luat un om, dar poate îi se pare după un timp că nu mai este în regulă omul respectiv. Și îl lasă pe acela și ia un alt. Și mereu face așa. N-are constanță. Și ea privește condiționat. Oamenii, lumea o privește condiționat. Dacă îi satisface cerințele, plăcerile, criteriile, acordă atenție. Dacă nu îi mai satisface criteriile, nu îi mai acordă atenție. Deci ea iubește numai condiționat. Bărbatul iubește până la capăt, fără condiții. Da. Are 80%, e obligat să facă așa. N-are ce face. Pe când femeia iubește condiționat, poate să-l părăsească în orice clip. Singura soluție pentru el ca să nu se amărească, că nu poate să o schimbe, e lege pusă acolo în ea, variabilitatea asta foarte mare. Da. Ea pune plăcerea ei, satisfacțiile, simțurile, le pune pe primul plan. Dacă vine cineva și o vrăzește, a plecat. Deci bărbatul nu are niciun fel de șansă, ori poate să fie bogatul bogaților, ea pleacă. Poate se oferă toate condițiile pe lume, stabilitate, siguranță, să aibă copii, fericire și nepoți, pleacă. Dacă ei se pare că Da. ceva s-a uzat în familie, acolo, nu este ceva nou, vrea ceva nou, ceva diferit, este ca un sălbatic și se duce după mărgelușă. Îi flutur mărgelele în față, da. Pe cum vine un bărbat și vorbește cu ea și a vrăjit-o și nu înțelegi cum se poate lucrul acesta. Da. Este incredibil. Ce slabă este. Ce slabă este. Da. Că vine un altul mai frumos decât al ei, este mai deștept decât al ei, mai nu știu ce, și gata, a căzut. Nici nu trebuie să fie mai frumos, Marius. Trebuie să Băi, aibă dulceața aia. șarm, să poată să o vrăjească Da, frumos, să știe să o exact, vrăjească. da.
Da, Ce da. chestie. Și bărbatul nu are altă șansă, bărbatul mă refer cel cu minte, cu scaunul la cap, Da. nu are altă șansă decât să înțeleagă că Bogdan săracul se plângea. Zicea că de ce femeia nu este empatică? Păi i-am spus că tu ce faci? Că și el are problemele lui și bărbatul face tâmpenii. El vorbește cu 10 femei, 10 fete. Păi, concentrează-te pe una care îi place ție cel mai mult și știi și simți că îi place de tine, rămâi numai cu ea, că celelalte simt chestia asta, că tu dai Da. energie la mai multe. Și tu nu ai Da. vitalitate, tu nu poți să susții o relație, că n-ai cum, că se duce la 10. Și ele simt și au plecat, că sufletul din ele le zice, măi, ăsta este neserios. Și se simte că e neserios, pentru că el Aleargă după mai mulți iepuri, cumva. încearcă să le vrăjească, nu știu ce, și Da. ele îl categorisesc ca neserios. Rămâi cu una, te concentrezi energia numai pe ea și atunci ai toate șansele de reușită să faci o Da. căsătorie frumoasă. Bun. Până când se plictisește de tine. Da. Deci trebuie să înțeleagă bărbatul, să-și vadă de treaba lui, să nu aibă așteptări deloc de la femeie, să fie pregătit din start, să fie pregătit că oricând se poate întoarce împotriva lui. Așa? Și să nu încerce niciodată să o determine să facă ceea ce vrea el, că femeia nu acceptă. Nu-i place să-i se dea indicații. Că nu Respinge are, chiar automat. dacă acceptă ceva acum, dar se dezvoltă ură în ea Da. și o să zică că ești gelos sau chestiile acestea. De ce Da, vii da. și vii împotriva mea în felul ăsta? Nu poate să acceptă de la bărbat niciodată indicații femeia. Deci bărbatul nu trebuie să învețe nimic, nu trebuie să... De aia ziceam că adevăratul bărbatul cu minte nu abordează o femeie în viața lui, că este jenă. Este jenă să facă chestia, că știe că asta înseamnă să fii prădător. Nu spune povești niciodată la o femeie, nu vine la ea, nu zâmbește la o femeie, evită privirea. Nu o privește Da. deloc, stă cu privirea în jos. Când vine o femeie prin fața lui frumoasă sau din fața, a întors privirea, automat. Păi și Asta cum se face. însoară bărbatul cu minte, cum se însoară? Cade pe mâna unei prădătoare? Însurarea este făcută de Dumnezeu. Da. Dumnezeu îi însoară pe oameni în funcție fiecare din interiorul fiecăruia, știi? Deci o femeie care are orgoliu primește un bărbat de genul acesta aivrit, știi? În care nu se poate baza. O femeie care este curată la suflet primește un bărbat curat la suflet. Cum ești tu, așa este și Da. bărbatul. Cum e femeia, așa este și bărbatul. Și deci bărbatul cu minte nu abordează o femeie în viața lui. Deci nu râde, nu întreabă nimic în viața, nu poate să o întrebe, că dacă o întreabă înseamnă abordare, înseamnă seducție. Păi, și Niciodată. totuși înțeleg că vine Dumnezeu și dar totuși trebuie să zică și bărbatul cu minte ceva, că altfel cum ajunge la căsătorie? Deci nu-ți face probleme. Bărbatul cu minte va fi pus în anumite situații de viață în care de obicei femeia este cea care îl abordează și Păi relațiile corecte asta am spus sunt că relațiile în vine și... care femeia îl abordează pe bărbat. Da. Da? Uită-te în natură. Cine e cel mai frumos între animaluțe? Cel mai măreț? Bărbatul. Uită-te la lei. Bărbatul. Uite cât ce Da. frumos e leu, ce maestos, ce Sau la umilință. păun, ai văzut Uite păunul ce ce frumos? nevăzută este leoaica. Da. Uite-te la păun, da, ce frumusețe, Da. da. Și Partea păunica, masculină, păi asta e păunuțica. ordinea, da, asta este ordinea. El nu forțează, el își arată calitățile. Deci bărbatul nu forțează, își arată calitățile și femeia vine și îl alege. Asta este modalitatea. Nu se duce să fie prădător, să facă seducție. Niciodată. Acolo unde este seducție, nu va dura nimic. Unde bărbatul se duce spre femeie și el devine un seducător, un prădător, relația nu va funcționa, este de conveniență, e doar distractivă. Și trebuie să știe asta, ambele părți știu chestia asta. Chiar dacă ele zic că nu știu, ele știu asta. Când Da, femeia da. acceptă un bărbat să-i facă curte, știe când îi face curte. Chiar dacă ea zice că nu știe. Știe foarte bine. Toate elementele astea sunt în ea, sunt principii fundamentale care sunt puse în ea și nu are cum să nu le știe. Simte imediat. Deci bărbatul nu vine la o femeie decât dacă vrea ceva de la ea, altfel nu vine. O evită. Bărbatul cu minte nici nu-l interesează. Bărbatul cu Da. minte nu dă like-uri, nu face comentarii.
Bărbatul cu minte, nu interesat să abordeze femeia, să-i spună o poveste, nu o privește în ochi niciodată și arată dezinteres. Deci când vine spre ea, într-o anumită conjunctură, nu-i zâmbește, îi arată dezinteres. Iar femeia, spre exemplu, care pornește discuții despre spiritualitate cu un bărbat străin, îi arată interes. Și el asta înțelege. Chiar dacă conjunctura nu-i dă posibilitatea să înainteze, dacă are ocazia, va înainta, dar dacă nu-i dă această posibilitate, el o introduce în mintea lui și face scenarii cu ea în minte, ani de zile. Și ea se simte devitalizată, că nu mai are forță și mai departe. Deci bărbații aceia, dacă are 10 la care a făcut chestia asta, bărbații aceia vor lua energie. Nu este vorba că să nu știi. Fiecare femeie știe lucrul acesta. Chiar dacă zice că nu știe, le știe. Dar uite că se complace în situațiile acestea pentru că vrea apreciere, pentru că nu are apreciere acasă, da? Pentru că nu are armonie acasă, că nu a fost îmbrățișată, nu a fost mângâiată, nu i s-a acordat atenție. Din cauza asta se duce spre alții. Oricând, oricând, bărbatul nu va fi liniștit niciodată. Deci problema la el este să nu-i acordă toată atenția femeii, să nu aibă așteptări de la ea niciodată, să-și vadă de bucuria vieții, da? Bărbatul e singur. Bărbatul va fi singur întotdeauna. Va fi singur. Îmi pare rău pentru ei. Mă refer la bărbatul cu minte. Bărbații prădători n-au nicio. Ei tot timpul merg din floare în floare, dar până la urmă consideră, o să-și dea și ei seama că au irosit viața degeaba, că au pierdut-o pe lucruri de nimic neimportante și se va așeza o tristețe din asta fundamentală pe care nu Pentru pot că să scape și o nici depresie. ei nu sunt împliniți, Că așa nu, că că a pierdut energie pe materie. Deci când acordă atenție femeii, tu ai pierdut atenție ca bărbat. enormă, mai Ai ales. pierdut energie vitală. Da, mai ales sexuală se pierde enorm. Nu mai vorbesc. Deci în momentul în care a început să spună o poveste bărbatul cu unei femei, a început o relație sexuală. Când femeia discută cu un bărbat și acceptă discuția cu el și privirile lui, este de fapt apropiere sexuală acolo. Prin acceptare. Este un act sexual care are loc. Are efectiv loc act sexual. Din cauza asta sunt tradiții în anumite popoare în care nu se permite femeii și bărbații de acasă, că există obiceiul să întrebe bărbatul, pot să mă duc la nu știu ce? Și bărbatul zice nu și vezi dacă zice da, vezi cum te îmbraci. Deci mereu se gândește la chestia asta. Nu de alta, dar energia când s-a dus în altă parte, și atrage bărbații atenția, nu știu ce, și vin spre ea, el decade. Deci pentru apărare și este normal să fie așa, pentru apărarea comunității, a populației respective, a națiunii respective, să fie unită. Bărbatul trebuie să primească energie ca să fie bărbat. Bărbatul trebuie, deci ca să supraviețuiască o națiune, bărbatul să fie apreciat, susținut și toată energia trebuie acordată numai bărbatului tău, nu un altor bărbați. Asta este. Și îmi pare rău pentru ei, pentru că ei nu înțeleg lucrul acesta, se supără, se înfurie, nu știu ce, se dezamăge și trăiesc cu suferință continuă, bărbatul, mă refer nu la prădător. Deci consecința la prădător este că dând energie, ei decad psihic, fac depresie, anxietate, nu mai văd niciun rost în viață, știi? Se duc în. Deci decad rău de tot și material decad, se distrug complet. Bine. Și femeia contribuie la chestia asta. Deci femeia nu are voie să îl susțină pe bărbat. Deci vine sub formă de seducție spre ea, nu are voie că îl doboară. Bărbatul este sensibil la lucrurile acestea, adică el se întărâtă ușor, se încrâncenează și îl doboară pe bărbat femeia. Adică e vulnerabil la ea. Și femeia îi face rău. Da? Că ai putea să întrebi de ce ai făcut rău, ce ai avut? De ce le faci rău bărbaților?
Ei cad ușor, ei cad foarte ușor și asta se întâmplă. Nu știu ce să zic mai departe. Da, învățăm și noi din mers. Și ce se întâmplă în jocul celălalt cu copiii? Nu știu ce este, vorba despre pierdere de energie. Se pierde energie pe regulă virtuos, nu știu ce, da? Una. Se pierde energie din partea femeii pe alți bărbați. La curs de atenție, te îmbraci pentru ei, ai Da. acordat atenție, imediat te ia în minte și îl fac scenarii în minte luni de zile, ani de zile. Și te Da. devitalizează, tu ai un cordon acolo energetic în care îți fură viața. Vampir. Da. În cauza asta, deci este foarte bine gândit. E vorba de experiență de mii de ani. Faptul că femeia este restrânsă, că sunt regulile acestea, să întrebe bărbatul, să facă ascultare, să nu se uite la alți bărbați, să nu atragă privirile, de aia au îmbrăcat-o pe femeie, ca să nu moară. Să nu moară bărbatul, să poată să lupte și să poată să apere comunitatea din cauza asta. În momentul în care femeia a început să dezbrace, ai văzut cu bikini, cu nu știu ce, națiunea aceea o să dureze câțiva ani, să zic 100 de ani, și dispare. Da. De la bikini acelea. Cu De la bikini cu fapt. tot. Da. De la faptul că femeia este atrăgătoare, națiunea respectivă va muri. Uite ce se întâmplă în Occident. Patru bărbați din cinci sunt feminizați. Ce înseamnă feminizat? Nu mai au vitalitate, nu mai au curaj. Nu mai poți să îi pui să lupte. În Da. armatele străine sunt mercenari. Ei luptă cu mercenari. Pentru că ai lor nu mai sunt în stare să lupte. Ai lor sunt cu pantofi roșii, nu? Sunt amestecați. Manicură, își fac Manicură, nu manicură, știu ce, ce poți să lupți da. cu omul acela, că nu mai este, nu mai are vitalitate, nu mai are curaj. Dar E și moda, dacă te defensiv. uiți acum ce prezintă ăștia ca modă, de niște monstruozități, ceva ce nu pot fi îmbrăcate. Și filmele, ai văzut ce monstruozități, adică special este Da. făcut să știi, e o lume diabolizată și este un accent foarte mare pus pe Da. diabolizare. Pentru că ce sunt lucrurile astea? Sunt plăcerile noastre, atașamentul nostru de belșug, de Da. bunăstare, generează lumea aceasta decadentă, că vei avea în față ceea ce ai făcut tu, ceea ce ești tu. Întotdeauna vei avea în față. Da. Dar este speranță. E vorba de universul fiecăruia, nu ne interesează ce se întâmplă în afară, tu în universul tău fii cum trebuie și tu în Da. universul tău nu vei avea stăpâni, nu vei avea oameni care să-ți facă rău și asta contează ce mai mult. Și vei fi fericit în universul tău. Și pe de altă parte, îi vei schimba și universurile celelalte din jur. Prin Da. simpatie. Pe fundal. Mă refer prima dată la cei din jur care sunt ai casei. După aceea, Apropiați. ei vor schimba mai departe, mai departe. Principiul bulgărului de Da. zăpadă. Da, Da. deci bărbatul nu are niciun fel, bărbatul în regulă, cu scaunul la cap, cu minte, trebuie să se ferească să se ducă spre atracțiile femeii. Femeia îl atrage întotdeauna. Femeia care atrage bărbatul nu e în ordine. Femeia care vorbește cu bărbați nu e în ordine, că nu se poate vorbi cu bărbați, că a început mecanismul de seducție. Da. Vrea să-l doboare sau el vrea să-l doboare? Asta sunt unul din ei. Femeia nu poate să zâmbească unui bărbat, pentru unui bărbat străin că îi dă energie. Femeia nu poate să-l asculte. Ea nu poate să se uite în ochii lui. Ea nu poate să accepte cadouri. Da? Deci nu se Da. poate discuta cu un bărbat străin. Este imposibil. Pentru că decade, familia se distramă, se distruge și copiii la fel se distrug. Da. Ea trebuie să aibă fermitate, să-și respecte bărbatul. Bărbatul e Dumnezeu pe pământ, ce-i trebuie altceva. Înțelegi? Da. Asta este.